Bine ai venit pe canalul meu de astrologie. Dacă îți place ce se întâmplă aici, vreau să spun că ceea ce vezi este doar o mică parte din activitățile pe care le desfășor. Iată de ce îți recomand să arunci o privire pe bilete.ro, pentru că acolo vei găsi mult mai multe produse marca astrolog Alexandra Coman, cum ar fi horoscopul ultra detaliat al lunii, cel mai detaliat horoscop din România la ora actuală, webinarii și multe alte surprize. Există și grupurile de interacțiune cu cei care mă urmăresc, interacțiune directă, iar linkurile către Telegram, Instagram și newsletter se află în descrierea acestei filmări. Iar dacă îți place, așa cum am mai spus încă o dată, ce se întâmplă aici, nu uita să apeși butonul subscribe, abonează-te și clopoțelul de lângă subscribe pentru a fi notificat ori de câte ori apare o nouă postare pe YouTube. Să ai o zi superbă și să te bucuri de filmare. Pe curând! Ei, bun găsit tuturor la horoscopul avertismentelor acestei săptămâni. Sunt pregătită să vă aduc vești legate de ce să avem grijă, la ce să fim atenți, la ce să fim precauți. Și haideți să-i dăm drumul la poveste, pentru că sunt avertismente de dat și de adus. Dacă vă place ce se întâmplă aici și vreți să sondați mai în adâncime activitatea mea, în descrierea acestei filmări găsiți direct linkurile către ce mai fac eu pe lângă YouTube. Clic pe link, te duce direct către horoscopul ultra detaliat. Clic pe link, te duce către webinar și așa mai departe. Aruncați o privire. Iar acum să vorbim despre avertismente, să fim în alertă și să fim precauți. Berbec, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. Este o săptămână în care s-ar putea să scoți niște bani din buzunar pentru a renova ceva în casă, pentru a face o reparație de ultim moment. A apărut poate o defecțiune neașteptată, nu știu, mai ales pe zona de apă și electricitate. Mare grijă să faceți, nu amânați! Nu amânați și nu improvizați această reparație, pentru că puteți să stricați foarte mult în casă. Dar cert este că veți scoate niște bani din buzunar pentru a face aceste reparații. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. S-ar putea să treci printr-o perioadă mai emoțională și mai stresantă, în care angoasele, oboseala, anxietatea, frica de eșec să-ți dea o stare mai complicată. Ai nevoie să te mobilizezi cu toate forțele specifice semnului tău de pământ, pentru că știu sigur că tu ai resurse. Doar că trebuie să te mobilizezi, să ieși din această stare, dar eu ți-aș mai recomanda, ia sapă puțin și vezi din ce motiv ai ajuns în poziția asta emoțională. Oare nu ai pe cineva în preajmă care îți mănâncă energia? Oare nu faci o acțiune, o activitate care te consumă și nu-ți face plăcere? Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna natală în semnul gemenilor. Se fac presiune asupra ta să dai mai mult la serviciu, să te implici mai mult la serviciu, cu toate că tu faci asta. Deci nu este, se vede în astrogramă, nu e că stai și te uiți pe pereți, dar cei cu care colaborezi, cei cu care lucrezi, au pretenții foarte mari de la tine. Și ți-aș recomanda cât mai ești dispusă sau dispus să-ți consumi sănătatea, nervii și timpul tău liber pe abuzurile acestea. Poate ar fi cazul să iei în calcul și o schimbare de job. Rac, ascendentul pe rac și cei care au luna natală în semnul racului. Este o săptămână în care se pune multă presiune pe tine legat de viața sentimentală și tu care ești un sensibil sau o sensibilă și tu care iei lucrurile foarte în serios,
presiunile acestea nu-ți fac bine, nu-ți place și mai ales, nu știu dacă tu realizezi, dar persoana aceasta față de care tu ai niște sentimente are atâtea pretenții și atâtea figuri în cap și atâtea mofturi și nu este disponibilă când tu ai nevoie, încât n-ar fi timpul să te întreb dacă chiar merită să ai în preajmă astfel de specii sau specimene. Aș spune specii, ca să fim mai clari. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna natală în semnul leului. Este o săptămână în care întâlniți pe cineva și persoana asta este foarte specială și se mulează pe nevoile tale și se pare că vorbiți aceeași limbă și gândiți la fel și, nu știu, vă uitați la ceas în același fel și vă asortați pantofii. Dar când ai să te trezești la realitate și n-ai să gândești cu alte organe și ai să gândești cu creierul, da, ți-o spun direct, ai să vezi că omul ăsta sau ființa asta nu e chiar ce ai tu nevoie pentru că nu și-a rezolvat niște probleme din trecut, nu și-a rezolvat ceva emoțional din trecut și tu nu ai nevoie să fii pe rolul de second hand option, nici nu e specific zodiei tale asta și nici n-ai timp să fii bona sufletelor rănite. Deci, e ok să te simți bine un pic, dar a la lung poate ar fi cazul să nu te complici existențial, pentru că odată ce te-ai atașat în această poveste, să ne ferească Dumnezeu, vor fi horoscoape după horoscoape despre cum te lupți să ieși din poveste. Fecioară, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioare. Se anunță niște cheltuieli masive legate de casă. Sau rata inflației ajunge atât de sus încât ceea ce cumpărai acum o lună cu aceeași sumă de bani, acum să fie de neatins. Și asta te îngrijorează, cheltuielile acestea mari te îngrijorează foarte mult pentru că nu vrei să te frustrezi, vrei să ai acces la anumite lucruri. Ei bine, salariul pe care îl ai nu va crește în viitorul apropiat, dar în schimb se poate schimba locul de muncă. Doar că trebuie să faci tu un hey rup emoțional, pentru că tu dacă te obișnuiești și te atașezi de un lucru, acolo rămâi. Ei bine, acum e timpul să te gândești un pic la tine și lasă emoțiile și de multe ori aud la fecioare, dar mă împac bine cu colegi. Bun, și colegii ăștia îți plătesc ție hainele, mâncarea și taxele? Vai, șeful este un drăguț. Foarte bine, șeful e un drăguț, dar îi tăia în vacanță cu el să ia și te mângâie pe cap când, nu știu, plângi că ai frigider rugol. Ar fi timpul să gândești mai la rece și să scoți din dulap semnul de pământ pe care îl stăpânești, care te va încuraja să iei o decizie logică și rațională. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Și ar trebui să fac, oh, vai, este o săptămână în care se face mare vâlvă legată de o acțiune a ta, un mod de răspuns, o atitudine, un stil de a te îmbrăca, un stil vestimentar. Este o săptămână în care faci ceva teribil pentru grupul ăla care nu acceptă schimbările cu ușurință. Și e foarte interesant cum devii tu oaia neagră a comunității și aici depinde de cât de tare e balanța din tine, pentru că eu îți spun, continuă pe direcția asta și nu te mai uita la ce bârfesc oamenii în jurul tău. Scorpion, ascendentul pe scorpion și cei care au luna natală în semnul scorpionului. Apare o problemă în familie în această săptămână. Poate este un conflict, poate este o veste legată de divorț, poate este o veste legată de niște probleme financiare, dar nu este problema ta, este mai degrabă impactul veștii pe care o primești. Și îți dau o sugestie, stai departe de a interveni. Nu interveni, nu interveni, pentru că s-ar putea ca apoi la final totul să se spargă în capul tău.
Săgetător, ascendentul pe săgetător și cei care au luna natală în semnul săgetătorului. Este momentul să clarifici o situație incertă legată de niște acte, hârtii, documente. Ți-au venit niște notificări, poate de la bancă, poate de la o instituție a statului, cum că nu ți-ai completat niște declarații, cum că ai pierdut din vedere o anumită plată. Rezolvă urgent săptămâna asta lucrurile, pentru că este doar o încurcătură. Nu este ceva ce n-ai făcut, este doar o proastă înțelegere. Iar dacă lași lucrurile așa, s-ar putea să se întoarcă împotriva ta, în sensul că să fii amendat sau să se pună niște penalități pe tine. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Apar niște noutăți de ultimă oră legislative, din fericire sunt legislative și nu sunt de altă ordine, doar că te blochează puțin în acțiunile și activitățile tale, îți taie avântul, îți taie aripioarele, va trebui să apelezi la un specialist să-ți descurce ițele acestea complicate legislative sau apare un proces, apare o hotărâre care te blochează și îți vei căuta drepturile în instanță, să nu-ți fie frică de confruntare, dar mai grav ar fi să nu faci nimic. Vărsător, ascendentul pe vărsător și cei care au luna natală în semnul vărsătorului. Te-ai neglijat maxim și este nevoie să te ocupi mai mult de tine. Te-ai luat cu munca, n-ai mai avut timp pentru activitățile care privesc propria-ți persoană și acum, uite, corpul începe să scârție, relația începe să scârție, relația cu familia începe să scârție și e o scârțială continuă și e o disonanță totală. Deci, întoarce-te la tine și focusează-te mai mult pe prioritățile care țin de viața de familie. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Peștii sunt multitasking, vor să facă mai multe lucruri deodată în această săptămână, dar faptul că te arunci în atâtea acțiuni te va epuiza, te va obosi, te va consuma foarte mult. Iată de ce îți spun să te menajezi, pentru că nu ești unul dintre cele mai rezistente semne zodiacale și ai nevoie de spațiul tău de odihnă, spațiul tău de liniște, spațiul tău de reculegere. Dragii mei, acestea fiind spuse, vă doresc o săptămână cât mai bună, să țineți cont și să țineți seama de avertismentele săptămânii, să vă fie de folos această rubrică, iar noi să ne vedem cu bine și la alte filmări și postări. Pe curând!